Până la sfârșitul anului, în Chișinău urmează a fi renovate 50 de stații de așteptare a transportului public. Municipalitatea a întocmit lista stațiilor aflate în stare avansată de degradare și a lansat procedura de achiziție publică a lucrărilor de reabilitare. În anumite stații, unde fluxul de călători este mai mare, vor fi instalate pavilioane duble. Pentru aceste lucrări, din bugetul municipal au fost alocați 4 milioane de lei. De asemenea, 1 milion de lei este prevăzut pentru întreținerea stațiilor de așteptare a transportului public. Mai multe stații de așteptare a transportului public din capitală sunt într-o stare deplorabilă. Unele nu au acoperiș și altele nu au pereții exteriori și aproape în toate stațiile lipsesc sau sunt deteriorate scaunele, astfel că pe timp de ploaie sau ninsoare, oamenii nu au unde să se adăpostească. O situație similară este și la această stație de așteptare de pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Imagine că de 2 săptămâni ea lipsește, adică și cum era stația cât de cât bună, simplu era și farmacia. Acum văd că se modernizează, face doar stația. Și în așteptare, sigur că n-are lumea unde să acopere acum, acum e timpul de afară, e rece. În schimb, într-o altă regiune a bulevardului Mircea cel Bătrân, o stație de așteptare a fost recent reparată. Foarte frumos. E comod, adică te simți mult mai bine. Sunt de metal, nu sunt ca celelalte care poate și mai înainte au fost. Poate să fie mai transi. De la sfârșitul anului trecut și până în prezent, Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a reușit să renoveze 100 de stații de așteptare. Costul lucrărilor se ridică la 8 milioane de lei. Acest proiect se desfășoară de acum de 2 ani de zile. După inițierea acestui proiect și amenajarea acestor 50 de stații, vom avea în total 150 de stații noi amenajate de Direcția Transport, stații construite de către municipalitate. Mai mult ca atât, urmează o nouă licitație de instalarea panourilor informative în stațiile de așteptare. În total, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt 952 de stații de așteptare a transportului public, 619 se află în raza urbană, iar 333 în suburbii.